Bag piciorul în omegălul vostru. Anca, intră pe ome! Anca, te rog, intră pe ome! Anca, intră pe ome! Uite-te dacă l-am șters și de la tine. Uite-te, te rog, dacă-ți mai apare. Aoleo! Nu iau strike pe așa ceva. Ce am făcut? Păi dacă toată lumea își face laba pe Omegle, ce puii mei să fac? Ce să fac dacă toată lumea își face laba? Nu, dar nu am dat vina pe voi. Am zis doar că dacă voi ați vrut Omegle, s-a întâmplat asta. Am șters live-ul, nu-i nicio problemă, abonații rămân, doamne fer, nu se întâmplă absolut nimic. Nu iau strike. Nu mai zic că... Mi s-a mai întâmplat treaba asta și cam urât. Da, păi normal că am șters live-ul, că dacă nu șterg live-ul, iau strike. Mai bine era pe Metin. Da, măcar pe Metin nu vedea atâtea pule, știi? Pe Metin măcar nu vedea atâtea pule. Da, știu, știu. Nu dai importanță la ceva. Adică am învățat eu să nu-i dau importanță și tot timpul îmi zici, ia uite-te ce-o scris ăla, uite-te ce-o scris ăla. Dă și tu live-ul mai încet. Nu mai frate, s-a terminat cu OMTV. Să vă mai aud că vreți Omega. Ah, doamne, doamne. Îmi iau și strike, rămân fără canal în puii mei. Pentru ce? Pentru o mare prostie. Pentru că asta este Omegle-ul. E o mare prostie. Aprinde și tu, te rog, becul. Aprinde becul. Din sufragerie. Bun. Și acum din toți oamenii am rămas cu 60 de persoane pe live. Mă, mie cel mai ciudă mi este că s-au dus like-urile, știi? Aia mi-e cel mai ciudă, nu că am șters live-ul, doamne, că dar îl fac înapoi, adică nu aia pis. Doamne, lumina din coridor și lumina asta de aici. Așa. Aia stinge. Și aia din coridor poți să stingi. Și dă ăla, te rog, pe mut, că mă aud de 5 ori. Și nu-mi place, mă deranjează. Ok. Da, aveam aproape 700 de like-uri, asta este, se întâmplă, e și vina mea. Aveai aproape 700. Știu, aproape, băi, asta am zis, ce am zis. Uai, ce bă, ustură ochii de la lentilele astea, bă. Mă ustură ochii de numai. Bun. Pa, Dede. Sper să meargă acum chestia asta cu abonații, că până acum... Dacă îmi dau jos lentilele, poate să fie cam nasol. Știu că mă deranjează deja mă incomodează. Miciudă, mă, pentru alea 700 de like-uri, miciudă de mor. Deci... Păi nu, Diana, nu ai cum să iei strike. Dacă din moment ce ți apare așa ceva, eu deja știu. Adică mi s-a întâmplat de... Asta e a doua oară când mi s-a întâmplat. Și... Știu ce să fac, opresc live-ul, șterg și nu mai am treabă. Da, rip 700 de like-uri aia, le-i facem noi, altă dată. Condoleanțe. De ce condoleanțe? Bună, bună, bună. Noapte bună, Ragnar.
Numai că nu știu cât de bine pot să joc cu lentilele astea Fortnite, pentru că mă cam jenează. Aoleo. Dai full aici, n-am. Mulțumesc, dar kills. Ce am la ochi se numesc lentile. Și nu știu ce să zic, dar eu le-aș cam da jos. Eu nu sunt obișnuită cu lentilele, știți? Adică e prima zi când port lentile și mie să nu se infecteze sau ceva, nu știu, să le dau jos? Le dau jos, da? Mi-nașpa că e prima zi, prima zi cu lentile și mă simt cam incomod. Și deja stau de nu știu câte ore cu ele. Mamă, ce ciudă mi-e pis de la voală. Oare. 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 Bun, gata. Hai. Bă, deci mi s-au roșit ochii, nu știu dacă se vede. Dar roșii. Sunt roșii. Sunt mega roșii ochii mei. Da, Daniel. Arăți mai horror decât cu lentilele, ete, flioșc. Bună, Chiriac Adrian. Da-s foarte roșii. Uite. Nu știu dacă se vede. Ce-a făcut? Nu, zic, nu, nu te mai stres. Dar tu mai faci și așa. Dă și mie un fum. Uai, dar ce ciudat e acum fără lentile. Deci, parcă m-am obișnuit cu lentilele și nu știu de ce acum mi se pare așa de ciudat. E King Power, dar nu, nu-s două ore degeaba. Da, am pierdut live-ul, dar asta e, m-am făcut abonați noi, nu, ne-am distrat, ne-am amuzat. De ce degeaba? Lasă că e mai bine că le șterg. Eu înainte toate live-urile cu Omega le ștergeam, adică de ce credeți că și Pican le șterge? Pentru că nu știi, de fapt nici nu știu dacă ai, nu știu, vai, nu mai știu ce să mai zic, frate. Mă refer că poate ți se vede o secundă ceva și chat-ul nu observă. Și ți-e strike. Tiracane, am făcut mai devreme Omega și mi s-a văzut o pulă pe live. N-am făcut două ore și am spus 700... Și am zis pe drum pisa, ai grijă să nu scap vreo pulă. Dar ce să fac? Ăla stătea în pat, stătea, era îmbrăcat. Da. Nu aveam de unde să-mi dau seama că îi lăbar și ăla. Oricum, de mine nu este Omegol, v-am mai spus, că nu-i de mine. V-am mai spus că Omegol nu este de mine. Mi se mișcă iară ciudat. Și nu știu de ce. Ia stați așa.
Nu este soțul meu, este prietenul meu, dar mersi. Miniganul, păi era singura armă care am găsit-o. Și de-aia am luat-o, nu? Adică... Dar e tare miniganul, adică la squad, deci vă spun, la squad rup cu miniganul. Le-am dat jos lentilele, că e prima dată când port lentile și mie să nu se infecteze sau ceva. Adică am auzit o grămadă de cazuri, că poți să rămâi și orb. Până la urmă eu le-am comandat de pe net, deci... nu știu câtă încredere aș putea să am în lentile de pe net. Bă, nu mi-am așezat armele cum trebuie, bă. Am ajutat ca bâta, acum știu. Ai, mă ustur ochii. Ochii. Tu ai shotgun-ul pe 1 de obicei. Da, nu, pe 2. Pe prima tastă. Doi. Pe 2. Și are m-am încurcat acum taste. Are 2. M-am încurcat taste. Da. Mie de aia nici nu-mi plăcea să fac ome și nici nu o să fac ome. Da, în cazul ăsta că m-am machiat acum de Halloween sau chestii de genul, nu am treabă, dar în rest nu-i de mine, ce să caut acolo? Eu-s gameriță, nu-mi place prostia aia. Măcar dacă strângem și noi, nu știu, 200 de like-uri pe live-ul ăsta, nu știu. Pe cealaltă am stricat, s-au dus 700. Din păcate. Păi, am jucat Metin foarte mulți ani, eu în momentul de față mă bazez doar și doar pe Fortnite. Cei care joacă Fortnite sunt gameri. Păi, din moment ce fac, adică mă refeream că fac live cu gaming, la asta mă refeream. Adică că fac live cu gaming și că nu fac cu Omegle sau alte porcării. Dar nu-i problemă, mi-am făcut abonați noi. A, nu-i baiechi, hai, e, dar nu... Mă, deci cu asta să nu vă faceți griji, serios. Pentru că eu înainte ștergeam fiecare live cu Omegle, pentru că nu știi când îți iei strike. Adică nu știi cine îți dă strike sau ce se vede sau... Puii mei, nu știu. Deci să nu vă faceți griji cu asta. Mi-e pare numai rău de like-urile alea. Facem câteva înapoi și ok. Mamă, ce mă ustură ochii. Normal să te usture ochii în halul ăsta de la lentile? Mamă, ce prostie am făcut. Ce... Bă, eu m-am bătut singur acum, să-mi fac piciorul. Mie îmi pare rău că ăla avea puța mică. Bă, mie nu. Mai contează ce puță avea, serios. Nu mai contează puța. Dă-o dracu de puță. Ai prins, dar geabul-i deschis? Sau de-a fubob aici? Da, ne-am amuzat, am făcut abonați. Ce vrea mai mult? Singura chestie îmi scrie că am 0 abonați. Bă, v-ați dezabonat? Mi-apare, nu știu, nu mai merge nici site-ul ăla cu abonații. Ciuciun, băț. Da, na. Nu am văzut o fată pe YouTube să joace până în România. Mă, pentru cei noi care v-ați abonat în seara asta, eu de obicei fac live doar cu gaming. Doar ca să știți, deci doar și doar cu gaming. Vreau pe viitor să facem și niște jocuri horror, am mai făcut și jocuri horror. Dar normal, doar și doar cu gaming. A trecut Halloween-ul. Păi și vrei acum pe live să mă demachez?
Bună! Joacă solo momentan. Da, la mine este ora 11. Ha, Luca. La mine este ora 11, deci la mine încă mai este Halloween. Piși pe el pump. Sorin, pentru că nu pot să citesc în continuu toate mesajele. Este greu să stau să și joc, să mă și uit la chat, să și răspund, să și etichetă. Știți melodia asta? De la Justin Bieber, Drake și The Weeknd. Mă, ce-mi place melodia asta. Imortală. La mine este ora 11. Păi, Sorina, nu știu ce ai zis. Ce-mi place melodia asta. Da. Trebuie să intru pe Fortnite. Și dacă ascult muzică când sunt pe Fortnite, nu mai aud nimic. Nu jocați cu abonație. Cred că o să facem mâine, ce-i mâine, joi? Da. Cred că mâine o să facem un live cu abonații și după aia iarăși duminică. Deci mâine și duminică. Da, lui Drake. Păi, Floki, am găsit un site unde pot să folosesc melodii destul de celebre dacă le scriu în descriere. Și dacă vă uitați la mine în descriere, am foarte multe, adică câteva melodii foarte renumite care am voie să le folosesc doar cu condiția să le scriu în descriere, adică să le fac reclamă. Deci nu e copyright. Da, ar trebui să mă las și de pomada frișcă. Bă, și am fost și la recomandate, bă. Da, Duțu fumează și mai mult decât mine. Am fost și la recomandate și s-a dus și aia. E asta mi-e mai mult ciudă. Nu pe live în sine. Bine, bă, distracție faină, îndrăgostitule.
Bună, Edmar! Nu dau moderator, iar pe tine nu... Pro Gamer Ready, cred că e prima dată când te văd pe chat. Bine, mă, mint, Denis, dacă tu zici... Bă, găsim și noi pe cineva, că tot mă plimb... Mamă, deci mi se mișcă iar mouse-ul mega, mega ciudat. Nu știu de ce. Se mișcă tare ciudat, adică se mișcă prea mult. Bună, bună! Da, bebe, mai devreme arătam și mai fain că aveam... Aveam și lentilele. Mai devreme aveam și lentilele, acum le-am dat jos. Acum le-am dat jos că deja mă cam deranjau. Ta-na-na. Ce pui mie că trebuie deja să mergem în zonă. Da, rip. A, m-ai văzut? Na. Mersi, bebe. Credeam că nu m-ai văzut, credeam că mă vezi numai acum. Dar mi le-am dat jos pentru că n-am avut niciodată lentile. Și mă cam deranjau, știi? Și am mai auzit că nu-i prea bine să-ți comanzi lentile de pe net. Acum nu știu. De aici nu era cufăr. Pentru că ai scarul nou și nu prea știu să trag așa de bine cu el. Mai mult îmi place scarul vechi. De ce double scar? Pentru că n-am găsit SMG. Nu am găsit SMG. Aoleo, unde m-am băgat? Fantomă! De ce m-am băgat pe aici? Mamă, ce m-am blocat, bă! M-am blocat. Ăla-i SMG? Nu-i, pam. Ah, da, bebe, mersi. Bună, Skiz! O și terminat cursurile de germană deja. Le-a și terminat, a făcut A1, adică primul pas, prima chestie, primul curs. Și de atunci n-a mai făcut nimic. Bună, Andrei!
Bă, dar nu găsești și eu un shield mare? Micuța, grăsuța, mersi, bă! Mersi, Ștefan! Dar nu era cosplay, era, nu. Un fel de... Unde dracu ești, mă? Nu știu unde e, că e plin de zombi aici. Nu știu de unde o tragi după mine. Da. Abia să construiesc. Bă, bebe, eu citesc, da, lumea vrea să citesc și mai mult chat-ul și nu înțeleg că nu se poate, nu se poate. Nu mă supăr, Șerban. Chiloți de vampir? Cum vine aia? Aveți PC-ul meu în descriere. Aoleu. Eu sunt plecată de la 8 ani în România. De la 8 ani. Da, Andrei, am făcut bug-ul. Normal, logic. L-am văzut pe Facebook la un băiat și am zis, bă, hai să mai... I7, da, bine, mă, bine, bă. Bebeză. Și tu gândește-te că tu te joci Metin. Adică Metin cred că poți să joci de pe cel mai praf computer ever. Hai să facem schimb, bă. Du-te la Kevin. Ai, prea târziu acum. Mă-mi place în Austria, da, de ce nu, dar na, tot la România trag. Adică tot România îmi place cel mai mult. Da, Meti merge și pe telefon. Cu TeamViewer-ul, da. Meti merge de pe orice. Octav, nu mai joc private, adică momentan. Pe live în orice caz nu o să mai joc. Pe live nu o să mai joc private pentru că știi cum e cu strike-ul ăsta. Imediat te prinde. Ei strike pentru orice. Și chiar nu vreau după atâta muncă, după ce m-am chinuit atâta cu canalul ăsta, chiar nu am chef să mă mai apuc și a treia oară, că am luat deja strike odată. Nu, PC-ul mi l-am cumpărat, adică era tot împreună. Nu l-am cumpărat pe piese. Adică 3 ore pentru ajutorul meu de... Doi, știi cine? Și tu? A, da, știu cine, gata, bă.
Mersi de donație, Johnny. Știu eu cine. Știu eu cine. A, pentru că este Halloween, Madalin. Și aveam și lentile mai devreme, dar din păcate, bye bye. Bă, da, un cufăr, un nimic. Un cufăr, un mini, deci uitați-vă ce arme am. Momentan nu mai joc niciun metin. Cum a văzut ăla în iarbă, nu știu. E tot serian ca proasta, nu? E pe ziua morților. Deci tu ce faci? Ascultă melodia asta acum în bucăți. Bună seara, Andrei. Hec! Mi-a dat direct în cap. Numele meu adevărat? Anca Caterine. Adică Caterine mă cheamă și în realitate. Da, Șerbane. Bună, Radu. Bă, dar pe asta de la Draco știți? Asta e una dintre preferatele mele melodii. Melodiile le găsești în descriere. Nu, Admar. Gata. Bă, nu știu. Reușim să facem și noi 200 de like-uri. Nu știu dacă mai reușim. Mai reușim oare? E greu. E greu. Este foarte, foarte greu. Măcar 200 să fac. 700 clar că nu mai fac. Nu sunt răcită, Anto, dar mă usură ochii. Și automat cu mă usură ochii mi s-au fudat și nasul. De la lentilele vieții. Mă usură ochii de mor. Știi, și-mi lăcrimează ochii și de-aia mă aud așa înfundată. Da, nu știu ce a făcut ăla. Nu fac pe StreamCraft, nu.
Skin-ul meu preferat, asta îmi place la nebunie. Astea 5 aici, uite, ăsta ador. După aia ăsta. Ce ăsta, mă? Hai să vedem dacă avem vreo șansă cu ursulețul. Nu, Meti, nu mai joc. Dragoș, în tine bagă măta. Și taică tu, pe la spate, așa puțin. Bun. Și nu mai veniți cu întrebări din alea stupide, mai ești virgină, căcaturi de genul, serios, adică, frate, am 26 de ani, e clar că la vârsta asta nu mai ești virgină, adică ar fi trist să fiu virgină. Ar trebui să mă omor dacă eram virgină. Păi nu, la vârsta asta, cum să fii virgină, mă? În urechi, în nas, da, normal, da. Adică vă dați seama de la o vârstă, puii mei, nici nu mai întrebați așa ceva. Par de 18. Da, dar am 26. Din păcate. Unde mai mergem, mă? Păi miții curioși, Anto, dar... Adică totuși... Nu știu. Dar bine, dacă n-am arme și am... Bă, dar n-a mai venit nimeni cu mine aici. Da, Dan, știam. Bă, dar nu-i frumos să întrebă o fată dacă e virgină, mă, băieți, mă. Nu-i frumos, indiferent de ce vârstă are. Nu-mi trebuie, da, dacă ești prietenul ei sau înainte să fiți împreună sau eu mai știu, da, întrebi. Dar rest nu poți să întrebă fata așa ceva, adică nu-i frumos. Bă, da, nici dracu nu a aterizat aici, am aterizat singură, frate. Singură, părăsită, nimeni nu a venit cu mine. Bă, da, bă, ustură ochii, bă, poate-mi pică ochii. Mamă, dar chiar că nu a venit nimeni cu mine aici. Bă, mi-e foame, bă. Bă, știți că am mâncat azi două felii de pizza? Și atât? Piș pe el, pap, exact.
Nu-mi place pump-ul. Nu-l suport. Hai, bă, să te bagi pe tine. Unde ești? Unde ești, mă? Construi și eu... Dar serios, mă ustură. Nu știu dacă e așa de bine să purtați lentile cumpărate de pe net, de pe orice site. Adică bine, era un site din ăla de Halloween, dar totuși. Mă cam ustură și nu știu dacă ar fi normal să te usture chiar atâta. Știți? Bă, dar nici cum, bă, să-o nimeresc. Doamne, feri, frate! Am dat cu tactica lui ăla de 5.000 de ori. Da. Și pe mine, Echi, da, ce vrei să faci? De ce se lasă din copac, Valentin? Pentru că dacă îl spargi de tot, te văd alții, înțelegi? Wanchu, na-na. Mișu, e un mod de joc în Fortnite, se numește Playground. Mișu, mulțumesc frumos de donație. Este un mod care se numește Playground? A zic cu ce mi-a donat Mișu. Serios? Da, Mișu, mersi, mă, că mi-ai zis, mă! Încă 10 ore, nu mai vrei să te încurci în taste! Playground! Bă, Mișu! Mersi, bă! Hai, bă, Mișu, te-ai săturat să vezi loading screen-ul, Playground! Bă, Mișu! A, da, puteai, bă, Mișu, vezi că încăpea tot să donezi deodată, știi? Adică încăpea! Hai, bă, frate! Playground-ul e important! Da, Mișu, dar mă dor ochii acum! Hai de capul meu, bă, Mișu, tu nu ești normal. A, bă, Playground-ul te ajută mult. Bă, ai donat deja 50 de euro, ajungea dacă îmi ziceai odată că mă ajută mult, bă. Dă-mi scrumiera, unde scrumiera? Ce e, ce s-a auzit? A, bă, 60 de euro. Nu spune, nu Playground-ului. Bă. Bă, frate. Dă-mi odată. E acolo, lângă tine. A, mă. 70 de euro. Nu mai jucăm Playground, ajungi de la default la pro. A, bă. Mersi mult. Mersi, bă, dar vezi că încăpea tot, știi? Adică încăpea să scrii tot. Încăpea tot să scrii deodată. Aoleo, aoleo. Bine, bă, Bișu, bă, dar a fost azi la Playground. Numai că nu prea m-a ajutat mult. Mulțumesc mult, Mișule. Au donat așa 70 de euro, câte 10 euro. Aoleu, Mișu. I don't wanna stand why you so cold to me.
Da, Echi. Nu, de la lentile. De la lentine mă ustur acum. Doamne, Mișu, mersi mult de tot. Dar lui Mișu nu mai ai ce să-i mai zici. Lui Mișu chiar nu ai ce să-i zici. Mi-a donat 70 de euro doar ca să-mi spună că este playground-ul foarte important. Atât. Da, mă și ustură ochii acum, Mișule. Bună, Bifani. Ah, bă, Playground is love, 80 de euro. I-am și scris, bă, nebunule, oprește-te și nu mă bagă seama. Încă 10 euro, bă, Mișu! Playground is live, bă, Mișu! Dar am fost azi la Playground cu el. Încă, bă, 100 de... Bă, Mișu! Să mai intri din când încă și la Playground. Bine, bă, bine. Oh, stai, că băga și muzică. Aoleu. Așa ceva nu m-am ieșit, poate să facă. Îți cer scuze pentru spam. Dar gata, Mișu, de mâini. Bă, Mișule, pentru durerea de ochi nu există Playground. Respect. Mersi, Johnny. Hai de capul meu, bă. Bă, bă, mi-a făcut golul, bă. Aoleo. Bine, Mișu, de mâine ne băgăm la Playground. Max, n-am înțeles ce ai zis acolo. De 3 ore am citit. Și eu, odată, eu o să dai 20.000 de euro furat de la bancă și aduncă ce vrei, Mișu. A, cred că îi dă lui Mișu banii sau ceva de genul. Îi fură banii din bancă și îi dă cadou lui Mișu. Apropo, el e frățiorul meu, Max. Mă, XX. E, Alex Gabriel nu e important de unde are fiecare bani, adică nu se întreabă așa ceva, nu-i frumos. Nici eu nu știu de unde are bani. Iken este frățiorul meu și nu știe bine română, știi? MXX e frățiorul meu, e născut în Germania, na. Știe română, înțelege tot, dar... Na, nu-i problemă, nu-i problemă. Dar nu prea știe. Aoleo. Bă, deci bă ustură ochii, nu știu-i de orbal, bă, stați să vă arăt. Nu știu-i de orbal să bă usture în halul ăsta. Uitați-vă ce roșii sunt. Nu știu dacă se vede. De... Se vede că sunt roșii. Nu știu de ce mă ustură în halul ăsta. Nu știu de ce. Nu e normal. Sunt lentile. Cât am dat pe ele? 10 euro în total. 10 euro am dat în total. Da, nu cred că sunt bune.
Abă, pentru asta, Mișule, hai să dăm niște duo. Că la solo vezi că zbâtă, dacă nu joc Playground. Ai văzut? Dacă nu joc Playground. Bișu, știu că nu-ți place să te joci pe live, dar ai jucat și cu Duțu, deci poți să joci și cu mine sau cu mine, nu-ți place. Și știu că ești pe live. Modifici, dar nu acum. Nu mă joc cu tine că nu-ți place Playground. Bă, mă joc. Mă joc eu cu tine, măr. Da, am văzut, dar nu pot acum, Max. Da, chiar Lexter, monitorul meu. Ai, mămișu. Cu Duța ai jucat pe live, numai cu mine nu vrei. Păi da, dar Duță joacă Playground. Da, Duță joacă Playground și eu nu joc Playground. Și la Duță se simte de când joacă Playground. Dor de noi, de soare, ploi, tu inima. Auzi, Mișule, vrei să fii tată? Eu zic să-ți zic, să lași în pace, că nu vreau să lași. Serios? Zic că nu vreau să lași. Hai, bagă-mă aici, solo aici. Te-ai sopit. A? Te-ai sopit. Te-ai sopit. Da, că cu tine am jucat pe live, cu mine nu vrea să joace pe live, că... Că pui mie, eu nu joc la Playground, de aia nu vrea să joace cu mine pe live, că eu nu joc la Playground. Nu vrea să joace cu mine, nu. Duc să joc cu Zoarim și cu Scaro. Uite pe Zoarim. Ba, mai joc. Numai că mă stură ochii. Noapte bună, Valentin! Bă, nu știu cât de normal e să bosure de halul ăsta, că deja mi s-a fudat toată fața. Adică, auziți și voi că vorbesc pe nas. E, Anto, pot căuta, băiatul, bă! LOL! LOL! Dar le-am dat jos, nu mai am. Stai. Să nu-i ștergeți aia lui Max. Lui Max să nu-i ștergeți când dă link-uri sau ceva. Max, tu ce mai faci? De ce nu dormi? Max, nani, nani. Oh, Doamne, nu vrea, bă, Mișu să joace cu mine. Bine, bine, bine.
Să-mi scrii pe chat, ok? Că eu nu văd pe joc, adică, na. Să-mi scrii direct aici. Oh, Doamne. Ah, deci numai nubii dorm la ora asta, am înțeles, Max. Nu, Cristian, eu de obicei v-am și spus, eu nu fac foarte des OMTV. Deci nu fac foarte des, eu fac mai mult gaming. Azi a fost o chestie că m-am machiat și na. Da, de obicei nu fac ome. Bă, da, ați văzut cum i-am dat prima dată și după aia mi-a dat un pump în cap. Maxiș, caneți niște. Ați văzut cum mi-a dat un pump în cap? Aoleo, nu-s bună de jucat azi, Fortnite. Pe bune, deci azi zbâtă. Abaram. Bună, bună, bună. Pisti foame? 400 și ceva de win-uri. Dar bă, ustură ochii, bă, în ultimul hal. În ultimul... Da. Pe pizza. Nu vreau, că nu mănânc pe live. Nu pa pe live. Mersi, Max. Până și fratele meu mă face noob. Unde mai mergem și noi? Poate orbesc acum, să vezi. Poate orbesc acum. Da, i-am zis lui Tiracan să-mi scrie când este gata. Ma, fix acolo e cufărul. Consuma 5.000 de materiale în pui mei ca să mă duc aici sus. Mamă.
Bună, Zerac! Hai, bă, pe bune și numai materiale, du-te, bă! N-are rost, bă, azi. Azi chiar n-are rost. Ăsta tot se joacă. Da, bun, Scar, da. A jucat ca băta. Nu, n-are rost asta să mai joc. Adică, dacă nu joc duo sau altceva, îs foarte băta. Zera, că la numai mini chat nu se numește. Ăla e un fel de YouPorn pentru oamenii care vor să se excite pe site-uri. Eu nu știu cum să-i zic. Dar aștept pe Tiracan să termine, dar văd că durează o grămadă. Da, știu eu, Zerac. Ne-am zis dacă tot m-am machiat și așa, na. Oricum a șters live-ul. Îmi dai bomboane sau mori? Tu trebuie să-mi dai bomboane. Mulțumesc frumos de abonare. Nu mai facem 200 de like-uri, nu? Doamne, și-am făcut 700 pe celălalt live. Bă, mi-e ciudă de mor, bă. Ba da, Zerac, tot același am. Caterina, liniuță jos, Anc, 18. Da, mă, și l-ați văzut? Deci, practic, era întins pe pat și eu nu, n-am văzut că el dă web-ul mai jos. N-am apucat să reacționez, am reacționat, dar foarte târziu. Vise, dar lupii cu săpape. Tiracane, unde ești, Tiracane? Da, știi care-i chestia? Că și dacă aș face Omegle și aș lăsa live-ul salvat, mi-ar fi frică să, nu știu, o secundă dacă se vede ceva. E gata. Hello. Ce faci? Mă plictisesc ce să fac. Vreau să mă joc nici aici. Da. Bă, Zerac, nu știu. Îți las, stai așa. Uite, așa-i Skype-ul meu. Mulțumesc frumos de abonare. Bă, nu știu, Johnny, dacă era hater și vrea să-mi facă probleme, își arăta, bine, dacă își arăta direct, da, posibil, nu știu cine era ăla. În orice caz, ne simți și nu știu dacă ați observat youtuberii ăia mari care fac Omegle, își șterg live-ul. Și Pican face la fel. Pentru că, nu știi, se vede o secundă ceva ți-i strike. Pentru ce? Pentru o pulă, practic. Deci nu se merită să-i strike pentru așa ceva. Deci dacă iei strike, să-i pentru un motiv bun, dar nu pentru așa ceva. Nu, Tiracane? Da. Stai să dau mai tare, că tu iar ești așa de vorbăreț azi.
Adevărat. Bă, ca de obicei. Unde mergem? YouTube-ul e... Hai parati. YouTube-ul e ce? YouTube-ul nu se uită la cât de mult ai muncit tu. Dacă ai greșit pe ceva, imediat te arzi. Da, imediat te arzi, normal. Păi așa îi zici, adică e strike din cauza unei pule. Deci sună ciudat, dar așa îi. Ar trebui să se uite și, bă, a vrut asta să arate sună la ăla sau... Nu știu ce să zic. Da, știu, dar nu stă nimeni să se uite la tot live-ul tău să vadă dacă a fost din greșeală sau nu. Păi e un moment, nu e tot live-ul. Bă, deja... Am murit deja. Am jucat și eu. Or veni doi nubis la mine. Bravo, am jucat și eu. Țin minte că făceam eu YouTube pe contul vechi și îmi zicea... Ziceai tu acum 5-6 ani să te învăț să filmezi și m-am lăsat eu și uite ce ai ajuns tu. Da, Zerac. Mă, cool game, când am timp, citesc chat-ul cu cea mai mare plăcere, pentru că nu degeaba sunt pe live, adică ar fi sex să fac live și să nu citești ce scrieți. Dar mai sunt momente când nu pot, știi? Atunci chiar nu pot să citesc. Ei, și a făcut și el un kill. No, dacă am avut eu. Zerac, momentan nu mai joc niciun privat. Numai Fortnite. Zerac, eu m-am lăsat de Metin2ro și pe celălalt canal unde aveam 7000 și ceva de abonați, unde aveam 7000 și ceva de abonați, am luat strike din cauza privatelor. De la Gameforge direct am luat strike. Și de atunci nu mai stau să mai fac live-uri cu private, niciun caz. Diana, acum clar că nu o să fac momente din alea. Bun. Vezi că o deschis Popica, iar server nou. Da, pe timpuri era super, super, super Metino. Acum a frișcă. Bă, tiracane, bă. Dar vezi că poți și să vorbești. E. N-are farm. Nu, eu jucam. Și el și eu jucam. El juca la galbeni cu asasinii și eu jucam la albaștri cu băltăreții. Bă, Zerac, îl mai știi pe Conan? Liderul Breslei Băltăreții. Bună, Morticia Adams. Bună, Bursucule. Da, tiracanul mai mult scrie pe chat decât să vorbească. Zerac, îl știi? Pe Conan. Ah,
Hai Grisi, dar să mergem amândoi pe același bloc. Nu schimb prim oraș. Sari. Unde mergem? Am înțeles riski. Fiu, obosit, eu cred că am zis Grisi. Da, cunoști? Bă, să știi că Luci este coleg de lucru cu Duțu. Și într-o zi a început să vorbească de Metin. Și Luci nu știa că Duțu-i prietenul meu. A început să vorbească, și îi zicea de Ecaterine că, na, nu știu cum, că s-a mutat la mine, că... Zice, mamă, cu Anca! Stai la Anca! Și coleg cu el de lucru, ca să vezi. Unde te-ai dus, mă? E unul la mine. Ai, sunt mai mulți la mine, clar. Mai ai player? Da, mai vine unul la mine. Da, mă omorâi, dar de ce am lag? Am sărit să trag și deja eram moartă, știi? Adică am sărit să trag în el și el deja mă omorâ, știi? Nici nu a tras arma mea. Nu știu ce, bă. Da, a început să vorbească de mine, știi, și o povesti. Păi ce, că și prietena mea o juca Metin, o juca pe Virgo, poate o știi, bla bla bla. Când o zis că Anca, aoleu. Zerac, eu folosesc Discord-ul acum de când cu YouTube-ul. Ai Discord în descriere. Nu știu, mi se vede în lag. Da, noapte bună, Echi. Mamă, tiracane. Ghoul Trooper, se bagă Ghoul Trooper pe shop în seara asta. În seara asta. Da, chică. Da, Tiracan rupe. Rupe, nu rupe, păcat că se joacă în 40 de FPS-uri sau. Nu, la Bora 2 este shop-ul nou. Noapte bună, Lexter! Bă, Conec, lasă pe Anton pace! Lasă pe Anton pace!
Eu nu știu cu cine vorbește Connect, e total pe lângă. Bună, Dadu. E total pe lângă Connect, cred că e în spate cu live-ul, nu știu. Bă, apropo unicorn, bă. Bă. Mi-am cumpărat șlapi de Halloween. Mi-am cumpărat șlapi de Halloween și am uitat să vă arăt șlapii, bă. Bă, așa ceva, cum puteam să uit așa ceva? Dacă vrei mă dau pe mut, că țip. No, nu. Eu, na, eu aș vorbi, dar mi-ai recutat asta. De asta zicem, dacă vrei Discord, ar fi mult mai ușor. Păi de ce nu scoți asta? Să nu mai apeși când vorbești. Bă, vreți să vedeți șlapii mei care i-am cumpărat de Halloween? Mi-am cumpărat șlap de Halloween! Super, nu? Te potrivește super. Anto, vină în Austria. Noapte bună, Connect. Bă, Tiracane, de ce nu pui, de ce nu scoți asta aia Y să nu mai vorbești de pe ea? Că după uit să pun înapoi. Te pune acum și după aia o pui înapoi, eu niciodată nu uit. Păi eu nu sunt pe Discord, noi vorbim pe joc, uite, vezi, se mișcă aici. Înțelegi tu? Melissa, cu cine vorbești? De când fumez, pa. De 9 ani? Fără materiale. Da, exact, Huawei, de aia. Auzi, de ce nu scoți aia să putem să vorbim? Că până stau să deschid Discord-ul, până te mut, până... Mulțumesc frumos de abonare. Hm? Tiracani. Așa. Da, Huawei, ai. Nu că bă ustură ochii de mor, că nu văd bine, că n-a jucat toată ziua Fortnite, că pui mei. Nu de aia, că sta cu letile toată seara și bă ustură ochii de mor și văd în pătrățele, văd. Huawei nu e de aia, dar dacă nu știi, nu vorbi dacă nu știi. Mulțumesc frumos de abonare.
Exact, la mine în titlul nu scrie, sunt, da. La mine în titlul nu scrie, uitați-vă la mine că sunt pro player, unul la mână. Doi la mână, acum chiar că joc, bătă, că văd de 20.000 de ori. Bă, nu știu dacă e normal că mi-am cumpărat lentilele alea, le-am comandat de pe net. Și mi le-am dat jos și tu mă ustură ochii. O fi normal? Nu cred. Nici mie nu mi se pare normal. Nu vreau să te sperii, dar nu cred. Nu-i normal. E, da, poți să faci cancer de la lentile. De unde ai auzit? E, hai că îți moare inima de acum de la lentilele. Armă. Hai să vezi, chiar mă moare cineva că n-am armă. Da, bravo. Mai veni cineva cu noi, că nici nu m-am uitat, nici n-am văzut. Nici eu nu știu. Ai trecut pe lângă chest? Pe lângă care chest? Da, și am crezut prima dată că e chest. M-am uitat prin gărci, era duble acolo prins. Îți se pare inutile pistoalele astea pe care le-au băgat acum? Ha? Zic, nu ți se pară, play la mine. Da, stai că eu n-am armă, bam, decât... L-ai bătut? Da, dar mai e unul și nu știu. Bătează, hâmbar. Până ajung eu, urbați de 10 ori. E 26, dacă vrei să-l bați, uite. E. Bravo. Bravo, da, bă. Am un big, dacă vrei, iar. Și iau și ăsta la mine. Îmi trebuie și un shotgun. N-am găsit. Am pe aici. Unde? A, nu l-am văzut, să mor. Mă, lentilele mi le-am comandat de pe net. A, dar și eu pe Insanity. Și el mă știe pe mine. Nu mai fumez, bă, am fumat ca o... Bă, aici a luat cineva. Am fumat ca o spartă azi. Hello, Milky Man! Bă, Huawei, dar nu mai comenta degeaba, deci chiar e inutil ce scrie tu acolo. E inutil. Nu
Hai să dăm rift-ul, vină încă. Mamă, ce mi-ai zis-o, că nu te culci ca găinile, ca mine, dar ți se pare că dorm? Adică, serios. Exact, tantă. Stai că am găsit un cufăr. Încă un shield mare. Pui mea, mini, am și jac, ce dracu o să mai iau. Poți să ținem miniurile dacă vrei. Păi iar. Unde ai găsit tacticalul? Unde era? În celălalt depozit. Care? A, dincolo. O aveți după comportament, e super easy. Le-ai la zombie, vină încă. Da. Big shield pe camion. Hai să ne apropiem de ăștia că sunt la zombie. Bună, bună! Ia dați-mă time-out! Să mai tacă din gură puțin. Că deja prea multe fițe. Bă, bă, bă! Ai luat rochetul? Nu, că vrei tu să-l iei altul. Mamă, câte shield-uri. Ai rachete? Dacă ai rachete, dacă nu... Una. Vrei. Una numai. Și mai sunt încă două biguri pe jos. N-am mai avut loc să le iau. Ei, o să le scoate, Iki, fii sigur că o să le scoată. Ce se scoate? Zombie. Da. 26 le scot zombie. Pe 26 noiembrie? Da, da, da. Ai de capul meu, păi ce că le-or băgat de Halloween, nu? Da, da, până pe 26 au anunțat. Mamă. Ai bă, pe bune. Bă,
Ci că pe 4, nu pe 26. Da, să se uite băieții pe site la ei, că au anunțat acum. A, m-au anunțat la ei pe site. Ai, pe bune, toți sunt pro, frate, l-a construit, bă. Toți, bă, toți. Toți sunt pro. Ești mai cel mare. Stai. Patru, serios. Ai, bă, da, de mult. Mamă, cât dracu-s aici, mă, tiracan, m-o scos. Vlăduț, eu nu mai joc squad-uri de fel, doar dacă joc cu abonații. Câți erau acolo? Două echipe. Două echipe, bravo. Cum ai zis, Vlăduț, eu nu mai joc squad-uri de fel, adică încerc să joc cât mai mult duo sau solo. Noapte bună, Anto! Mamă. Nu mai aveam sonor de loc, nu mai eram cu mâna pe căști. Mamă, cât zombi, frate!
Bună, maestru! Mamă! Bună, Swift! Nu, mai sunt decât 3. Și am 40 de materiale în tot. Da, fără materiale, n-am ce face. Mulțumesc, maestru. Că era Halloween și na. Zică, bă, tiracane, încetează, bă, că mă sperii și mor aici, ești prea bun, măi, frate. Bă, tiracane, te-ai mai făcut live-uri? Nu. No. Mai ales cu Fortnite nu mai pot să mă fac. De ce? Că cerează plac. Aolea. Acum de când s-a băgat ăsta nou? Nu, e papa placa deja. Să văd ce zice ăla. Nu sunt rusoaică. Bogdan! Măta! Sunt bulgăroaică, de fapt. Sunt de peste tot. Adică sunt bulgăroaică, născută în România, cu cetățenie de Germania și stau în Austria. Da, să vedeți să fac contul ăla de pe roși, cu un cont de pe un privat și exact să-mi placă. Să-ți cumperi, da. Păi și cât te costă? 9 miliarde, cât să mă costi. Deci mi-am luat țeapă, practic, cu compul ăsta, nu? Păi, dacă ți-l iei pe PC, e mult mai ieftin. Știu, dar eu ca fată crezi că... Și depinde și când ți l-ai luat, adică dacă l-ai de, să zicem, cel puțin 2 ani... Era mai scumpă pe atunci, 1050. Anul ăsta am luat, prin primăvară. Prin... Atunci, da, ți-ai cam luat. Păi da, dar l-am luat de pe un site de computere. Adică... Da, acolo pun cel mai mare adăuz. Mulțumesc, da. Vlad. Vezi că vin mulți playeri, să aștept pe armă ceva. Da, dacă nu-mi ia asta... Nu, am luat arma! Bă, i-am luat glanțele și el a luat arma și apăsam pe... Păi de capul meu, bă! N-are rost, bă, mă apuc de metin, bă! Sunt mulți hateri, dar... Na. Nu, nu mai vorbim de hateri, că n-are rost, adică... Liviu, what the fuck, adică, la ce te uiți? Nu doarme, ai cu ochii aici, numai că nu mai scrie nimica.
A fost o glumă, maestrule, ce? Am înțeles. Vlad, momentan doar Fortnite. Da. Păi live-ul e de mai mult timp. Deci live-ul ăsta al doilea e de 2 ore, celălalt cred că era de 3 ore, ceva de genul, nici nu știu. Vreo 4 ore în total, ceva. Oricum nu o să mai stau nicio, că mi-e foame de nu mai pot. Deci am mâncat 2 bucăți de pizza toată ziua. 2 bucăți de pizza. Ăla n-are o treabă. Eee. Mamă, frate. Ed, Vlad, de obicei joc mai bine, dar acum azi, na. Nu știu, mă, ce să fac cu ochii ăștia. O să mă demachez și o să văd după aia, deci mă ustură de mor. Am impresia că se umflă. Adică pe ăștia i-am bătut în 19? Auzi, la Alex Gaming, deja am leșinat cu Tiracan. Da. Deja m-am lămurit. Da. Nu, de la Blentile. Mai am puțin și mor, mă, Alex Gaming, leșine pe live când te vede cum joci. Oricum, așteptăm să vedem ce face Tiracan și după aia cred că o să închid și eu live-ul și mâine o să ne vedem la un live cu abonații, cred că mâine este... Mâine e duminică, doamne, ci că la mine. Mâine e joi și vreau să fac și duminică iară live cu abonații. Deci mâine și duminică. Să vedem, încă nu știu exact. Când am făcut ultimul live cu abonații? Duminică l-am făcut. Nu-și mai țin minte. Ah, da, Johnny. Duminică am făcut. Până cine joacă cu mine. Cati challenge le-ai mai făcut sau? Nu. Nu, e nasor rău cu Cati challenge-ul. Dacă n-are cineva PayPal sau ceva, deci ultima dată... Păi, e problema lor dacă n-au. Păi da, dar ei totuși vor, știi, 1000 de V-Bucks și eu n-am cum să le dau. Și care e problema? Și ultima dată vreau să... Ultima dată vreau să bag la cineva cu cardul, dar nu merge cu cardul de Austria dacă iau contul România, înțelegi? Nu merge. Da, da, la modul tu le pui condiția. Dacă n-ai PayPal și ai câștigat, se anulează, practic, nu știu, faci până altă zi. Nu știu ce să zic. Și pe departe tot... ți-ar conveni că mai faci încă un live, știi, în plus, dacă n-ar avea PayPal. Eu tot, condiție. N-ai tot PayPal, aștept, aștept să se bagă giftingurile astea pe Fortnite. Ar fi super tare că mi-aș băga mie mai mulți V-Bucks, știi? Și când vreau să fac Cati challenge, pac, când bag un skin fain, fac Cati challenge, știi?
Ar fi tare, dar nu știu când o să se bage chestia cu gifting-ul. De aderabil și iubibilă ești. Mă, maestru, ai băut ceva? Că de obicei nu ești așa. Uite, aștept să termine Tiracan să facă un win și să închid și eu live-ul. Bună, Sorin! Bine, Alex. Mamă, dar toți construiesc de rup la ora asta, mă. Uite-te cum joacă ăștia, să-mi bag piciorul. Da, Tiracan joacă foarte bine. Alex. Spar prea multe materiale, acolo am spart 500 și a plecat cu rifle. Te acum nu mai ai deloc? Mai am, dar spar deja. Aaa, se lași ție. Auzi, a zis Alex Gaming că are bale la gură când te vede cum joci. Zis să dea cu mâna. Auzi, dă cu mâna. Și că what the fuck, o leșinat, Alex, gata. Te-ai fiert, Alex? Bă, dar s-a bugat acolo mașina sau ce se aude? Vezi că mai e încă unul acolo. Ai. I-am dat și ăsta pe 80 ceva. Spam-ul cu minigun-ul e cel mai urât ever, e cel mai urât. Deci spam-ul cu minigun-ul e horror. Și că transpir foarte rău, stai un pic, mă duc să deschid un geam. Ba, Alex, nu leșina pe live. 600 are. O să închid și eu live-ul, deci chiar îmi pare rău pentru live-ul de mai devreme, deci am reușit și eu, după mult timp, să strâng 700 de like-uri și s-a dus live-ul. Da, ce să facem? Dacă intru pe OMTV. Ce să facem, ce să facem, asta e. Încheier că mor. Mă duc și eu să mă demachiez, să văd ce dracu fac cu ochii ăștia. Nu mai văd bine. Poate orbesc dracu că mi-a pus lentile. Da, în 40 FPS-uri și 70 ping și am peste 100 de FPS-uri și ping 3-4. Joc ca bâta azi.
Na, v-am pupat și ne vedem mâine. Mâine cred că o să facem, ca de obicei, jumate joc solo, jumate cu abonații. Cred că așa o să fac mâine. Na, duc și eu să-mi dau toată asta jos, că o să dureze jumătate de oră până mă demachez. Na, vă pup, somn ușor! Pa!